Serviciul public comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Olt are începând de mâine un sistem inteligent care, potrivit autorităților, va elimina cozile de la ghișee. Soluția a fost adoptată după ce s-a anunțat eliminarea mai multor taxe pentru obținerea permisului auto și pentru înmatricularea autovehiculelor. În prima fază, în câteva zile, acest program va funcționa decât cu eliberarea acestor bonuri de ordine, începând cu orele 9:30 până la 16. În perioada 8:30-9:30 vom încerca, tot cu ajutorul dumneavoastră, să încercăm și o programare online a cetățenilor. Conform calculelor noastre, în fiecare oră vor fi procesați un număr de 6-7 persoane, astfel că pe zi, în primă fază, vor fi procesate un număr de 60 de dosare pentru matriculări și rămânând ca un număr de 10 locuri zilnic pentru programări online. Programările online, deocamdată nu le avem, dar cred că într-o perioadă relativ scurtă de o săptămână le vom rezolva și pe asta. Aș menționa faptul că bonurile de ordine pot fi și personalizate. Încercăm și această versiune chiar de mâine. Important este să evităm cozile. Noul sistem a fost montat în sala de așteptare a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Olt. Începând de mâine, fiecare cetățean va trebui să-și ia bon de ordine și astfel va ști exact când urmează să fie strigat la ghișeu, căci sistemul este dotat atât cu atenționare vizuală cât și acustică. Cetățenii par mulțumiți de inițiativa autorităților și cred că sistemul va funcționa eficient. Foarte bine, să știți, nu o să mai fie înghesuială, aglomerație, deci este o inițiativă extraordinar de bună. Mi se pare super ok că așa nu mai trebuie să mai așteptăm la coz. Chiar dacă stăm la coadă, dar stăm în ordine. Este un lucru foarte bun. Felicitări! Pe lângă aparatul care începând de mâine va elibera bonuri de ordine personalizate, urmează să se implementeze și o aplicație informatică cu ajutorul căreia să se poată face programări online pentru înmatriculări sau permise. Aplicația va fi disponibilă inclusiv pe site-ul prefecturii Olt. În acest fel, autoritățile speră să scape de aglomerația care se forma zilnic la ghișeele Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Olt.